toate răspunsurile școlarului după metoda intuitivă modernă. Sunt necesitate prin logica lui propriu vorbind, născând, dar completamente formată printr-o educație adecvată circumstanțelor probate ca derivând din natura noastră, care lucrează după cum e mânată mai departe. Ce avem acum? Spectacolul care se bazează pe o dramatizare a mai multor texte în jurul acestui titlu presupune o foarte mare versatilitate, o trecere, bineînțeles, prin coridorul ăsta al educației, al tragicului din educația românească, cu efort. Prima oară când încerc o variantă extrem minimalistă, să-i spun, în limbaj contemporan, asupra lui Caragiale, care de obicei este mult mai bogat. Deci cred că va fi foarte diferită de ce am făcut până acum în Caragiale. E și misterioasă într-un fel și bine cunoscută. Vorbesc de rezultat. Rezultatul trăim. Știința așa. Nu este nici o zeiță care stă în cer, dar nici un dobitoc de mulți. Mă regăsesc în lumea în care trăim noi foarte, foarte mult în ceea ce a scris de fapt Caragiale și se pune în aplicare acum în zilele noastre incredibil. E o întâlnire, e un eveniment. De fiecare dată când te întâlnești cu Caragiale, ca actor, e și sărbătoare și e și un mare încercare să faci Caragiale în țara lui Caragiale. Calu, iapa și catâru! Punere în practică. Punere în practică și atenție necontenită. Da. Memorie. Memorie și practică. Și practică. Uite, asta o putem face. Memorie și practică. Ia să vezi punctul nou acum. Ce este muzica? Cred că mă regăsesc foarte tare în felul ăsta cinic și ironic cu care redă el niște situații de viață care se întâmplă la tot pasul și acum. Adică mă regăsesc foarte tare în tipul ăsta de umor și îmi place să cred că înțeleg ce vrea cu el. Sunt mai multe roluri, de fapt. Nu este unul singur. Spectacolul, în forma lui, e o compilație de mai multe schițe de Caragiale și atunci provocarea este schimbarea asta bruscă de registru, de la o bucată a spectacolului la alta. Cel mai greu este să repetăm cu mască, să repetăm cu teste, cu angoase sau cu râsete puțin mai nervoase. Repetăm într-o formă de nevroză colectivă, nu numai noi, valabil pentru toată lumea. Asta este foarte greu, e adevărat. Descoperim cu toții forma asta nouă, nevrotică, de a lucra la teatru. Ce frumos este că dacă la o anumită vârstă a intervenit rutina, acum ne-am trezit din rutină și cheful este uriaș, dorința de a face este... Deci a fost un soi de resetare extrem de valabilă. Descoperim Caragiale în America, în Franța, nu mai vorbesc, peste tot, în Anglia, momente de prostie națională, fudulă. Există peste tot în lume. E Caragiale.